Bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da bum 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 da Castrul Romana Rutela se găsește pe malul stâng al Văii Oltului, în vecinătatea mănăstirii Cozia, între localitățile Păușa și Căciulata, în punctul numit Poiana Bivolari. Castrul este inclus pe lista monumentelor istorice, datând încă din epoca romană, din perioada anilor 137-138 după Hristos. Castrul la Rutela făcea parte în trecut din drumul Oltului, un drum cu caracter rutier, dar și militar, ce străbătea râul de-a lungul mai multor fortificații romane, construite în scop de apărare. În privința numelui castrului există mai multe ipoteze, considerându-se fie că acesta ar veni de la toponimul latin Alutus, fie că ar reprezenta un nume de origine autohton dacic. Datarea castrului Arutela s-a făcut pe baza unei inscripții romane, descoperită în dublu exemplar în fața a două dintre porțile castrului. Pe timpul săpăturilor arheologice s-au descoperit diferite obiecte, precum arme, monede, vase și inscripții, expuse astăzi la Muzeul Militar din București. Între anii 1982 și 1983, castrul a fost refăcut după proiectul arhitectului Aurel Teodorescu, fiind în prezent deschis publicului.